Mă, n-o mai întreba fata când se mărită, toată ziua, când te măriți, când te măriți, când te măriți. N-o mai întreba, că ea nu te întreabă când mori. Soacră mea întreabă pe vecină de-a mea. S-a mai măritat de 4 ori în 5 ani. Nu e femeie ușoară, e stăpâna inelelor, da? Cine se căsătorește des așa și schimbă verighetele, așa se numește, stăpâna inelelor. Curioasă ești. Lasă că așa sunt, așa sunt timpurile azi, da? Nu mai e ce era odată. Să te măriți, fată mare. Și la 60 de ani. Acum, dacă te măriți, fată mare, e o problemă. Serios. Da, se gândește la ce o avea. Ce o avea? Ce nu avea? Ce nu avea de... N-am mâncat-o, da. Ei, așa e, ai dreptate. Soacră mea, cu concepțiile ei. Da. Și pe mine, ce m-a mai întrebat că m-a mărit? Și pe mine și pe bărbat. Hai mă, e fată mare. Hai mă, e fată mare. Ia zis ăsta, prea mare, maică. Da, glumim. Ete. Da, ca să nu stăm așa, să zici că stăm. Nu mai întreba că fetele de astăzi au alte treburi. Nici asta nu mai e fată care... Câți ani ai mami? 36, la 36 de ani e deja femeiușcă. S-a măritat de 4 ori în 5 ani. Ai dreptate, mamă. Nu, nu, nu-ți convine, lași. Zice să speli, pleci. Zice să-i calci, taci și înghiți. Dacă ai ce? De găti știi? Nu știi, lasă că învață, învață ea. Că nici gătitul ăsta nu e o treabă acum, că avem nutriționiști și ne învață aici să băgăm în gură. Da, hai, mă duc cu treabă, că e soacră mea pe la mine toată ziua asta. Deci, doar ce veni și veni vecina asta și o întreabă. Da, să știe tot dacă lucrează, dacă nu lucrează, cu e, ce e, măsa, ce e, tasul, da, calele, pe vremuri odată, așa sunt și acum curioase, dar pun întrebările în altă ordine. Hai, vă pup, vă pup.